Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este iHunt Freedom și azi o prezentăm recenzia sa. Vi-l oferim și la concurs. Și acesta este un smartphone entry-level cu panou 2.5D. S-a lansat în această vară. Îl găsiți la iHunt.ro la prețul de 375 de lei. Avem de-a face cu un telefon care vine cu 24 de luni de garanție. Este și un selfie phone, având blitz pentru camera frontală. Rețineți că nu are conectivitate 4G și este un model entry-level cu dotări, aș spune, rezonabile pentru prețul foarte accesibil de 375 de lei. E un terminal arătos, care măsoară 9,3 mm în grosime și cântărește 130 de grame. Destul de mult pentru un model de 5.5, dar având în vedere gama sa de preț, sunt dimensiuni rezonabile. Handsetul este ușor de folosit cu o singură mână, după cum se poate vedea. Panoul frontal 2.5D este arătos. Are o construcție solidă, chiar mai solidă decât am văzut pe telefoane care costă dublu sau chiar triplu, iar ca design îmi amintește puțin mai mult de Huawei Honor 4X. În rest avem această muchie metalică groasă, această ramă metalică prelucrată CNC și bine construită. Marginile ecranului sunt destul de late. Și zona frontală este magnet de amprente. Din fericire, butoanele sunt comode și au feedback bun, iar în spate avem un capac din plastic care imită metalul ca look. El este destul de solid, altele sunt mult mai flexibile și dau senzația de fragilitate, nu e cazul aici. El acoperă cele 3 sloturi, 2 micro SIM și un micro SD, plus bateria care este și ea înlăturabilă. iHunt Freedom este un telefon comod, destul de arătos, deci la capitolul design primește o bilă albă. Când vine vorba de display, avem de face cu un panou IPS LCD de 5.5 cu rezoluție de 1280x720 de pixeli, panou 2.5D și un player media cu interfață old school. Experiența de vizualizare implică o imagine luminoasă, claritate bună, unghiuri largi de vizualizare, culorile sunt rezonabile, nici suprasaturate, nici prea reci. Și avem un contrast totuși destul de slab în bătaia soarelui. Când vine vorba de pixeli, am folosit microscopul și ne-a arătat că avem un setup de pixel de tip RGB Stripes, iar cu luxmetru l-am atins o valoare de 357 de unități lux. Este rezonabilă, având în vedere prețul acestui model, și în plus depășim LG G3 și Huawei G8, dar suntem sub vernitor, spre exemplu. Primim setări speciale dedicate acestui display. Le găsim chiar aici, găsim obișnuitul setup MiraVision, deja l-am văzut pe multe telefoane, 3 moduri principale, Standard, Vivid și User Mode, iar User Mode are câteva subsetări destul de detaliate. Contrast, saturare, luminositate, sharpness, temperatura culorii și contrast dinamic. În general e bine să rămânem la modul standard, dar dacă vrem culori mai vii sau mai puțin vii, aici trebuie să umblăm. Mai departe, opțiuni de luminozitate, sleep și mărimea fontului. De remarcat că aceste butoane capacitive nu se aprind și nu avem nici LED de notificări în zona superioară, iar ecranul este unul destul de bun pentru preț. Trecând la restul hardware-ului, avem de-a face și cu un terminal cu procesor quad-core. Este un MediaTek MT6580 de 1.3 GHz. Avem și GPU Mali 400, 1 GB de RAM DDR3, 8 GB de stocare și slot microSD. Terminalul deschide aplicațiile destul de rapid, nu am remarcat să aibă un lag deosebit, mai există sughițuri uneori când avem foarte multe aplicații în fundal, mai facem și un download, dar mi s-a întâmplat foarte rar spre dreloc, deci stăm bine la acest capitol. Și la jocuri stăm ok, am jucat Max Ammo și a mers bine, am jucat și Riptide GP2 și a mers ok, dar cred că Riptide GP Renegade ar avea un pic de sughițuri pe acest model, mai ales că nici nu mi-a apărut în Play Store când l-am căutat, posibil să fie optimizat pe viitor și pentru terminalele cu dotări, ceva mai entry level. Deocamdată l-avem pe Riptide GP2, rulează bine, arată bine și răspunde ok la comenzi. Apa este randată în regulă, iluminare bună, efect de viteză plăcut, nu se pierde niciun frame, toate texturile sunt la locul lor și iluminarea soarelui este la fix. Deci cei care vor gaming o să fie încântați, evident, cu jocuri un pic mai vechiuțe, nu chiar jocuri lansate în 2016. Ok, trecem mai departe. Am rămas în zona performanței, iar asta înseamnă și benchmark-uri. Am făcut niște teste aici. Ce trebuie reținut este că în quadrant am depășit Huawei pe 8 Lite, cu puțin, dar rămâne performanța. În Antutu 6 am depășit Asus Zenfone Max,
încă o performanță de reținut, iar în 3 de Mark Aston Unlimited am avut rezultate slabe, fiind clasați undeva pe locul 100-112, deci GPU-ul nu prea impresionează, mai ales la testul grafic a dezamăgit acest model, dar din nou este un model entry-level, nici pretențiile nu erau foarte mari și v-am spus unde este, în unele teste puțin peste Huawei pe 8 Lite și în mai toate peste iHunt X200 ca reper. Benchmark-ul rezonabile pentru preț. Temperatura a fost și atestată și am atins 35,4 grade Celsius după ce am jucat jocul de mai devreme, Riptide GP2, iar după ce am rulat solicitantul Benchmark GFX Bench, am avut un 34,5 grade Celsius, deci nu există supraîncălzire. Discutăm acum despre baterie, pe care ați văzut-o mai devreme. Este o unitate litiu-ion de 2050 mAh, pe hârtie ni se promit 10 ore de apelare și încărcare în 140 de minute. Nouă ni s-a livrat o perioadă de playback video în buclă de doar 4 ore 6 minute, este al doilea cel mai mic rezultat obținut de noi. Cu indulgență vedeți 3 filme de lungmetraj, de preferat comedii sau animații, pentru că acelea sunt mai scurte, au vreo oră jumătate sau ceva de genul. În fine, sunt și ceasuri și smartwatch-uri care bat acest timp, deci nu prea impresionează durata, chiar și pentru preț. În schimb, la PC Mark este un rezultat rezonabil, 4 ore 25 de minute, este destul de ok, întrecem Huawei Honor 6 și primul HTC One, HTC One M7. Apoi ne clasăm totuși sub Amazon Fire Phone și Xiaomi Mi 4, dar din nou rezultatul ăsta este bunicel. Încărcarea se face în 2 ore 26 de minute, stând mai bine decât un HTC One M8, spre exemplu. Când vine vorba de opțiuni și setări dedicate bateriei, primim cele clasice pentru Lollipop, avem Standby Intelligent Power Saving și clasicul Battery Saver. Acum vorbim despre acustică, avem difuzorul în această zonă și un player cu interfață old school, exact cum am zis și la acel video de mai devreme. Hai să vedem cum arată opțiunea de egalizare, sunt și ele clasice, stock, iată, equalizer, opțiuni legate de genuri muzicale. Apoi aceste 5 canale personalizabile, Bass Boost, Surround Sound și Preset Reverb, dar pe noi ne interesează experiența în sine, așa că hai să dăm drumul. Ok, concluzia, volum destul de ridicat, bas nu prea avem, chitara se aude ok, nu avem distorsionare, iar când punem telefonul pe suprafață plată, pierde câțiva decibeli. Apropo de decibeli, am făcut un test cu decibelmetrul, hai să vedem ce a ieșit, rezultate bune vă spun de pe acum, 89 de decibeli în spate, un rezultat foarte bun, depășim LG G4, Galaxy Note 4 și LG G5, iar în față, după cum am spus, se pierd câțiva decibeli, 84,2, dar tot stăm bine, spre foarte bine. Căștile arată astfel, clasice aș spune, sunt făcute din plastic, stau comod în ureche datorită acestor buds cauciucate, au o telecomandă total inestetică, dar din nou la acest preț eu zic că sunt ok. Odată conectate vă permit să accesați aplicația Radio FM, care include și funcție de înregistrare de la radio. Cât despre experiența în sine la aceste căști, pot să spun că sunt comode, basul este destul de slab, volumul nu e foarte ridicat, dar clapele melodiilor cu clape se aud bine, deci vă recomand să ascultați, nu știu, începutul de la Linkin Park Numb, pentru că acolo aveți o grămadă de clape. Aici vom accesa și zona de setări speciale pentru acustică, găsim Sound Enhancement cu 4 opțiuni, BES Audio Enhance pentru căști, un booster pentru volum care este deja activat, de aici probabil și performanța specială a difuzorului și opțiune de surround și una lossless pentru muzică prin Bluetooth, dacă nu mă înșel. Mai departe vorbim despre camere. Avem un setup interesant, cameră de 1 megapixel cu blitz LED, cu senzor Sony IMX149 și deși pe web nu am găsit foarte multe informații, creatorul acestui telefon afirmă că ar fi același senzor de pe iPhone 5S. Recomand precauție, ce e sigur e că senzorul ăsta îl găsim pe Ulefone Metal. În față, cameră de 2 megapixeli cu blitz LED, deci vor fi niște selfie-uri luminoase. Hai să mai închidem din niște aplicații. Ok, să vedem cât de rapid se deschide camera. Răspuns, un timp rezonabil,
deși deseori când am testat această cameră s-a deschis cam lent. În fine, avem de-a face aici cu un zoom ușor, ușor sacadat, fotografiere nu prea rapidă, focalizare și ea destul de lentă, dar toate acestea sunt scuzabile, având în vedere că plătim foarte puțin pe acest device. Opțiune sunt clasice, spune, avem HDR, avem gesturi, blitz, captură normală, apoi captură live photo mode, motion tracking, face beauty, panorama și fotografie multi-angle, apoi o să vină și clasicele opțiuni legate de localizare, expunere, filtre, scenă, balans de alb, mai avem și ISO, zero shutter delay și mai avem și interpolare, deși camera este de 8 megapixeli, face cadre de 13 megapixeli. Filmăm până la Full HD, avem și timelapse și stabilizare electronică, iar pentru cei care nu ne cred că avem blitz, camera frontală, blitz activat, 3, 2, 1 și say cheese. Ok, toate acestea fiind spuse, e momentul să trecem la galeria foto, unde iarăși am sărit pragul de 100 de fotografii, nu putem să ne abținem. Am început cu captura pe timp de zi, o zi însorită de final de august, cât o să mai țină soarele, și ce am remarcat din start? Avem culori destul de ok la umbră și când zic ok înseamnă bine calibrate, cel puțin din nou la umbră. Apoi, la lumina soarelui, apare ceva arsure supra-saturare, iar apoi la testul de zoom, eu zic că stăm foarte bine pentru că nu se pierd prea multe detalii. Din nou, cadrele de la soare tind să fie puțin lăbicioase și supra-saturate, iar aici am testat HDR-ul, care și-a făcut treaba bine, nu a albit exagerat fotografia. Iată un prim plan reușit, cu multe detalii la această floare. Aici nu prea îmi plac culorile, suntem expuși direct la soare și există niște arsuri. În schimb, pot să zic că detaliile sunt totuși rezonabile, având în vedere că este o cameră de 8 megapixeli. O panoramă bună, care a fost randată ok, are o rezoluție destul de mică, dar este clară și nu este foarte curbată. Acestea sunt niște capturi prim plan foarte bune. Vă zic sincer că dacă spune pe cineva pe stradă să ghicească cât costă telefonul care a făcut fotografia asta, ar zice chiar și, nu știu, 1500 de lei, în niciun caz 375 de lei. Deci, un prim plan foarte reușit. Și nu este o întâmplare. Încă un exemplu, deci, când vine vorba de fotografii de genul, veți fi câștigați cu acest model. Pe de altă parte, iată un cadru ars în plin soare și încă unul. Textura acestor monumente din piatră și metal arată foarte bine. Și în general nu am avut plângeri pe timp de zi, deși anumite cadre au avut o ușoară nuanță verzuie inexplicabilă. Fotografie multi-angle aici. Este un gimmick, putem trăi și fără, dar e bifat. Niște zoom-in pe niște pisici, păstrând detalii bune. Și iarăși, un prim plan cu flori foarte reușit. Nicând în punct o nuanță verzuie și hai să vedem ce alte cadre mai avem. Iată și niște cadre la umbră, care arată binișor, și am ajuns inevitabil și la selfie-uri, care m-au cam dezamăgit. Știu că este o cameră de 2 megapixel, dar știu și care blitz LED. Mi se pare că textura feței nu este bine surprinsă și nici textura părului, părul arată ca lemnul, iar fundalul este total ars. Revenim iarăși la prim planul, camera din spate, probabil punctul forte al telefonului. Nu știu de ce, dar mă așteptam la mai mult de la camera selfie, poate sunt eu prea pretențios. În mare, ziua, camera principală se comportă foarte bine. Iar noaptea, hai să vedem cum stăm. Halo-uri foarte mari ale iluminărilor, un blitz care nu e chiar foarte puternic, prin planuri rezonabile, culorile nu arată rău, avem și câteva zone blurate, am remarcat că focalizează bine și ziua și noaptea, și aș spune că la captura nocturnă și în general la captura foto se poate bate foarte ușor cu telefoane care costă dublu sau chiar triplu. Gata cu fotografiile, discutăm acum despre video. Filmăm în Full HD, în format 3GPP la 30 fps și un surprinzător 24 de mega pe secundă ca bitrate. Hai să vedem și o primă captură. Iată, prima filmare. Supra-saturată, un pic arsă, tremurată, pierzând serios detalii la zoom-in, dar luminozitatea, focalizarea și microfonul sunt destul de bune. Și deși aici m-am plâns de culori, mai avem un video în care culorile arată chiar ok. Nici microfonul nu e rău. În mare, claritatea a fost bună pe timp de zi. Am văzut mai rău de atât. Nu pot să zic că impresionează, dar este rezonabil pentru preț.
Noaptea se cam complică treaba, mai bine se cam strică treaba. Scade totul dramatic, scădem la 16 FPS și 7 Mbps bitrate, iar rezultatul o să arate ceva de genul ăsta. Totul este în ceață, tremurat, iluminări uriașe și este un aspect neglijabil. V-am spus, în mare, camera se comportă admirabil, mai ales pe aspectul foto, iar acum trecem la web browser. Este cel preinstalat, dar îl avem și pe Chrome la bord, dacă vreți o alternativă. O viteză nu chiar rea acestui web browser. Rezultatele sale în benchmark-urile dedicate sunt cam slabe, mă refer la Velamo și SunSpider. În fine, trecem peste. Tastatură virtuală, stock, cu input destul de comod, iar când vine vorba de conectivitate, avem de face aici cu un telefon dual SIM, dual standby, cu două sloturi micro SIM, are doar 3G, nu are 4G, nu are nici NFC și vine cu Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi BGN și micro USB 2.0, port aici sus, foarte arătos. Mai departe, când vine vorba de apelare, am avut un sunet clar, dar nu cu volum foarte ridicat și semnalul nu a fost mai niciodată full, a remarcat acest lucru, iar microfonul s-a comportat rezonabil la convorbiri. Testele de viteză sunt și ele la posturi. Hai să vedem. Am atins 9,9 Mbps la download, 4,22 Mbps la upload via 3G. Rezonabil aș spune, ăsta e cuvântul de ordine, iar la Wi-Fi 49 Mbps download, 23 upload, se putea mai bine, dar nu o să pice niciun cap din cauza acestor valori. Acum, despre software, am menționat Lollipop, nu întâmplare, este Android 5.1 Lollipop pe acest device, știu unii doreau Marshmallow, dar cu puțin noroc pe viitor, poate un update, în fine, în mare avem o experiență stock, multitasking pe bază de carusel, declanșat astfel, apoi în home screen puteți să accesăm wallpaper-uri și widget-uri, fie apăsând pe acel buton dedicat. Iată, ați văzut și o mostră de lag, care spuneam că nu există, dar mai apare din când în când. Spuneam și de widget-uri. Ele sunt cele stock, fără prea multe floricele. Mai departe, porțiunea drop-down este și ea clasică, cu notificări, slider pentru luminozitate și quick settings, iar printre setări nu se află mai nimic deosebit, în afara lui Doodle Control, care ne permite să folosim clasica funcție Double Tap pentru a activa ecranul și să desenăm o serie de litere pentru a activa camera, spre exemplu, hai să vedem. Desenat un C, intrat în cameră, a durat un pic mai mult decât mi-aș fi dorit, dar funcția este bifată. Iată, ne ajungi și la capitolul aplicații. Am numărat aplicațiile preinstalate. E vorba despre 29 de aplicații. În mare, majoritatea sunt stock. Avem în plus și Facebook, mai avem și Twitter, avem și o aplicație To-Do, playerele evident, Voice Search, avem Maps, avem Gmail, Radio FM, Email, File Manager, deci cam acestea. Din fericire, nu avem bloatware și din nou avem browser și Chrome, două alternative pentru web browsing. E bine, am ajuns la finalul recenziei lui iHunt Freedom, un telefon care ar trebui să vă ofere libertate, financiară cel puțin, fiind foarte accesibil. La aspectele Pro intră designul reușit, prețul fantastic, ecranul de calitate, un ecran ok, performanță rezonabilă, fără supraîncălzire sau probleme de genul, volum ridicat, fotografii cu camera din spate surprinzător de bune, fără bloatware și fără lag, iar la capitolul aspecte contra ar fi timpul de playback video, mă refer la baterie, apoi ecranul, felul în care se comportă în bătaia soarelui, v-am spus, este un ecran bun, numai nu scoateți la un soare puternic. Captura video tremurată, faptul că nu avem Marshmallow, faptul că nu avem 4G, iar semnalul putea fi un pic mai bun. Concluzia, iHunt Freedom este un telefon cu preț fantastic și fără compromisuri exagerate. El spune nu la gaming high-end, la vizionare de video lung sau la filmare, dar spune un mare da la fotografii bune, la ascultare de muzică și la un design destul de arătos și un telefon comod. Este un preț imbatabil, cred că este cel mai ieftin telefon testat la Mobilissimo, poate chiar vreodată, ceea ce îl face cu atât mai interesant. Notele, un 9 pentru design, un 8 pentru hardware, un 8.20 pentru display, un 9.2 pentru audio, 7 pentru baterie, 8 conectivitate, benchmark 8.2, temperatură 10, cameră 9, OS și UI o notă de 8.5, o notă de 10 pentru preț și nota finală este de 8.64 din 10. Rămâneți pe frecvență pentru că avem și concurs pentru voi. Regula numărul 1, vizitați pagina de produs pe site-ul iHunt.ro. Regula numărul 2, like la pagina de Facebook iHunt.ro. Regula numărul 3, postați comentariu la articolul dedicat
pentru acest concurs cu răspuns la întrebarea. Numiți 3 telefoane de la iHunt care vi se par atractive. Regula numărul 4, share public pe contul personal de Facebook la articolul dedicat concursului. Și apoi cele 4 capturi sunt trimise la concurs@mobilissimo.ro cu subiect concurs iHunt Freedom plus numele vostru real, număr de telefon și adresă și va avea loc foarte, foarte curând tragerea la sorți și puteți câștiga acest telefon care își depășește cu foarte mult prețul și condiția. Cam atât la mobilissimo.ro. La revedere!